Guvernul a aprobat în ultima ședință lista celor 27 de obiective din sănătate ce vor primi finanțare prin PNRR. Vorbim despre construirea de spitale noi, de reabilitarea și modernizarea celor existente sau de dotări. În Timișoara, un singur proiect primește bani, Institutul Oncologic Regional. Construirea și echiparea lui costă aproape 200 de milioane de euro, iar Planul Național de Redresare și Reziliență acoperă 80% din finanțare. Avem, în fine, hotărârea de guvern prin care aprobăm lista celor 27 de spitale care vor fi construite sau reabilitate. Este un obiectiv pe care l-am asumat prin PNRR. Ministerul Sănătății a reușit ca în final să analizeze și să poate să întocmească această listă. Discutăm de aproximativ 2,1 miliarde de euro. Viitorul Institut Oncologic Regional va furniza servicii spitalicești la standarde europene. Pacienții vor avea acces la servicii medicale eficiente și sigure, cu reducerea timpului de diagnosticare și a costurilor. Unitatea va avea în dotare un sector îngrijiri medicale de spitalizare, un sector de diagnostic și tratament, un bloc operator, secția ATI, imagistică, chirurgie de zi, centru de primiri urgențe, laborator, medicină nucleară, ambulator de specialitate, radioterapie. Facilitățile vor respecta standardele internaționale de calitate, izolare și siguranță, spun cei de la DSP Timiș. Structura funcțională propusă va conține clădiri cu un consum de energie egal cu zero, toate paturile digitalizate, o secție de ATI și un bloc operator cu digitalizare implementată. Spitalul va avea un total de 250 de paturi și 6 săli de operație. Bugetul este de 197 de milioane de euro, din care finanțarea prin PNRR este de 80%. Durata de implementare a acestui proiect este de 42 de luni.